Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristianul Român și vă invit să călătorim și în această lume, și în această emisiune, prin lumea rațiunii, prin lumea celor care gândesc pe bază de dovezi, în lumea celor care analizează faptele, le compară, le studiază. Pare o treabă dificilă, nu-i așa? Nu este deloc una dificilă. Este o treabă chiar interesantă și o să vedeți dumneavoastră că chiar dumneavoastră aveți un rol în această lume care eh, trebuie să devină din ce în ce mai eh, imună la înșelătorii. O lume în care oamenii să plătească cât mai puțin impozite pe prostie. Vă povesteam săptămâna trecută că am avut mare onoare să fie invitat să particip la realizarea unui podcast de către prietenii noștri sceptici în România. Către sfârșitul emisiunii, prietenul Edi a citat dintr-un autor care mie mi este foarte, foarte, foarte drag. Este vorba despre Asimov. În romanul său Fundația și Pământul, el ar fi spus, ar fi scris următoarele rânduri. Știu ce înseamnă sceptic în galactică, spuse Trevize. Dar dumneavoastră în ce sens îl utilizați? Exact ca și dumneavoastră, domnule consilier. Accept numai ceea ce dovezile evidente mă forțează să accept și numai până la, până la sosirea unor dovezi ulterioare. Din cauza asta nu suntem văzuți cu ochi buni. Într-adevăr, a fi sceptic nu e foarte confortabil, mai ales aici, în România, țara mioritică în care. Uh, mai ales mass media, dar mă rog, și o întreagă activitate pe internet, e, poartă un adevărat război împotriva științei, un adevărat război împotriva rațiunii. Ce credeți că am făcut eu când am auzit acest citat? Un citat excelent, un citat foarte bine simțit, ca să zic eu așa. Ei bine, l-am întrebat pe prietenul Edi, de unde o ai? El mi-a spus că din fundația și pământul cartea lui Asimov, el o avea în format electronic. Ce credeți că am făcut eu? M-am apucat, am căutat cartea, o aveam în bibliotecă pe Asimov, îl am în bibliotecă și iată, am aici ediția editurii Nemira și pentru că aveam o experiență mai veche legată de uh, citatele găsite pe internet, aceasta e cartea, am stat și am luat-o aproape pagină cu pagină. Ce experiență aveam eu cu citatele pe internet? Păi am văzut o emisiune pe un post de televiziune care era invitat un poet și realizatorul emisiunii s-a apucat să-i recite dintr-o poezie. La care poetul îl întreabă, domnule, dar ce poezie e asta? Păi e poezia dumneavoastră. Cum, domnule, poezia mea? De unde o ai? Păi de pe internet. Fugi, domnule, de aici, eu n-am scris niciodată așa poezie documentarea de pe internet și colectarea de citate de pe internet, da, e o treabă ușoară, dar totuși trebuie o verificare suplimentară. Asta am făcut eu. M-am dus să am verificat, într-adevăr, citatul există, nu că n-aș avea încredere în prietenul ei. Dar, vedeți dumneavoastră, e bine din când în când, chiar dacă ai de-a face cu persoane în care ai încredere, să verifici informația care ți este servită. Spuneam mai devreme că și dumneavoastră puteți să contribuiți cumva la răspândirea rațiunii. Încerc cu altă formulare, parcă nu-mi place. Să luptați împotriva antiștiinței. Se pare că dumneavoastră o faceți mai bine decât oricine altcineva prin blogurile dumneavoastră. Iată un articol care mi s-a părut interesant în revista New Scientist. Articol apărut la sfârșitul lunii aprilie, în care spune tocilarii furioși și bloggerii pro-science fac o treabă mai bună decât oamenii de știință în apărarea rațiunii. Și un articol foarte, 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 foarte interesant, care, din care, mă rog, nu vreau eu să vă citesc din el, dar, într-adevăr, asta se spune în articol. Ce se întâmplă? Oamenii de știință nu abordează toate subiectele legate de pseudoștiință. Foarte puțini medici, nu numai la noi, se vor ocupa foarte atent de pseudomedicină sau de așa-numitele terapii complementare. Se explice oamenilor obișnuiți ce și cum cu această pseudomedicină, cum că e nevoie de dovezi, cum se obține dovada. În schimb, pe internet veți găsi foarte multe atacuri împotriva medicinii, cum a fost mișcarea antivaccin. Cea mai bună bătălie sau bătălia care a avut sorți de izbândă a fost cea în care s-au implicat bloggerii. În care oameni obișnuiți, cum sunt eu, cum sunteți dumneavoastră, au venit cu argumente. Au venit cu argumentele rațiunii. Am mai spus și cu alte ocazii. Internetul acum este o mare anarhică. Nu că ar fi rău. Dar trebuie ca vocea rațiunii să se facă cât mai bine simțită, să aibă o prezență cât mai clară. De fiecare dată când și am recomandat-o de fiecare dată și o să recomand și acum, pe blogurile dumneavoastră folosiți argumentele, nu invectivele, folosiți dovezile, nu tot de vorbe. Dovezile nu sunt chiar așa de greu de găsit. Publicațiile științifice sunt acum accesibile foarte ușor. Dar oare, trecând la subiectul următor, oare în lumea științei lucrurile merg bine, îngerașii, și plutesc prin lumea științei și lucrurile sunt perfecte? Nici pe departe. Chiar se vorbește și am în fața mea un articol din New York Times în care se vorbește de intrarea științei într-o zonă de criză pentru că și aici aveți un grafic crește foarte mult numărul de lucrări științifice care au fost publicate și apoi retras din diferite motive. În stânga, chestia coloana mică 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 reprezintă numărul de retrageri din anul 2000. În dreapta la anul 2009, vedeți numărul de retrageri din 2009. Este vorba despre articole medicale lucrurile sunt extrem de grave. Este adevărat, o bună parte din retrageri sunt datorate descoperirii plagiatelor, dar o creștere alarmantă se constată și în zona datelor manipulate, datelor fabricate. Deja în Statele Unite există o mare întrebare legată de viabilitatea științei în viitor, având în vedere că asistăm la această creștere masivă a lucrărilor care sunt retrase după publicare. Aceea mi-aș permite să fac eu un prim comentariu. Vedeți dumneavoastră asta se întâmplă în știință. Vii, îți expui niște dovezi, îți expui niște date, niște rezultate experimentale fie el în domeniul medical, fie el în domeniul, eu știu, fizică, chimie, ce mai fie Le expui public. Apoi vin alți oameni de știință, pentru că sunt sceptici oamenii de știință. Sau mai bine zis, sunt raționali. Ei vor să verifice dovezile. Și chiar o fac. Și se constată multe neconcordanțe, se constată că apar probleme. În articolul din New York Times, autorul respectiv, precizează un lucru extrem de interesant. De ce a crescut numărul de retrageri în urma descoperirii, identificării plagiatelor? Între timp, internetul, softuri specializate permit identificarea foarte rapidă a plagiatelor. Până acum era destul de greu. Acum identificarea se face eficient și aproape imediat. Din cauza asta sunt ușor de identificat plagiatele. Apoi, în legătură cu datele falsificate, ele sunt mult mai ușor de identificate acum, tocmai pentru că publicul larg are acces la date. Tot mai mulți oameni de știință au acces foarte rapid la datele publicate în alte reviste de știință. În urmă cu, eu știu, 20 de ani trebuia să-ți vină ediția tipărită, să stai să o pigulești, să vezi. Ei nu. Acum în câteva minute poți să faci o analiză detaliată a subiectului. Asta se întâmplă în știință. Minciunea are picioare foarte scurte în știință. Trebuie schimbat ceva pe aici, pe acolo. Oamenii de știință sunt forțați acum, datorită finanțării din ce în ce mai proaste a științei, să încalce principiile elementare ale Metode științe. Cum trebuie căutat adevărul în știință. Trebuie să publici cât mai repede ca să primești bani. Nu mai au răbdare să verifice foarte bine rezultatele. Trebuie să capeți cât mai multe contracte de cercetare ca să poți supraviețui. Trebuie schimbat ceva pe aici. Știința trebuie curățată. Și de cum să vă zic eu de falsificatori, științei dar trebuie curățată și de condiționări din acestea exterioare. Știința trebuie să, fie, să aibă drept motor curiozitatea umană. Asta ne-a dus în stadiul în care suntem acum, într-o civilizație care privește foarte atent către stele. În curând vom pleca înspre ele. Și, și, ca să mai vedeți ceva, știți, se spune tot timpul, Big Pharma, ma, fac și drept. Vioxx, produs de compania Merck. Aveți în imagine pastilele. Ei bine, firma producătoare acestui, acestor pilule, Merck, tocmai a fost condamnată să plătească aproape un miliard de dolari dintr-un motiv cât se poate de simplu. Au lansat pe piață un produs care era, viox era unul analgezic, cumva. Și Imediat după lansare, i-au spus că are proprietăți antireumatoide. El nu fusese aprobat pentru calitățile sale antireumatoide, pentru că nu fusese cercetat în această direcție. Ei au etichetat aiurea, produsul respectiv. În 2004, mi se pare, au primit aprobarea de la FDA ca să eticheteze, ca să li s-a recunoscut și capacitatea acestor pilule în afecțiuni reumatismale. Abia mai apoi s-a constatat că aceste pilule are un efect advers extrem. Poate să producă atacuri de cord. Lucrurile au luat amplare, scandal. Vedeți, nu poți scoate pe piață un produs fără să te gândești la consecințele scoaterii lui pe piață, fără să te gândești la efectele adverse. Se pare că firma Merck a făcut mai mult de atât din cauza aceasta Mulți consideră că pedeapsa aceasta, aproape miliarde de dolari pe care trebuie să plătească firma respectivă, care s-a autorecunoscut ca fiind vinovată în etichetarea iurea a medicamentului respectiv. Deci acest miliard de dolari pare foarte puțin și cred că este foarte puțin. Deși se pare că mai au de plătit vreo 4 miliarde de despăgubiri pentru urmașii celor care au avut de suferit în urma administrării acestor pastile. Dar vedeți, există o chestie foarte gravă care s-a întâmplat aici. Undeva în 2001 a apărut o serie de articole în care se. 2001 se semnala pericolul folosirii acestui medicament. Firma a negat, apoi FDA-ul, care este Agenția Americană pentru Controlul Medicamentelor, aprobă în continuare utilizarea produsului și pentru afecțiuni reumatismale. Ceva neregulă pe aici. Dar vedeți dumneavoastră. Lucrurile n-au cum să stea ascunse. Lucrurile n-au cum să fie enunțate la nesfârșit ca fiind minunate atunci când dovezile contrazic minunăția cu pricina. Este doar un exemplu în ceea ce privește Big Pharma. Există mult mai multe exemple și știți dumneavoastră, din când în când mă mai ocup și de aceste produse. Lucrurile, repet, mi se par foarte grave. Aici, din 2001, se știa că pilulele respective sunt periculoase, că pot produce atacuri în decor și firma continuă să le comercializeze, fără să facă teste suplimentare. Nu trebuie. Mai departe să mergem. În lumea homeopatiei, iată o tânără americană a dat în judecată firma producătoare de produse homeopatice, Boaron, care la noi finanțează niște emisiuni de televiziune extrem de, extrem de. Ei bine, firma cu pricina a fost dată în judecată pentru un produs împotriva gripei. Așa era etichetat, că tratează gripa, imunizează cumva. Ei bine, în urma judecății a primit tânăra noastră prietenă 10 dolari și 29 de cenți. Numai că firma Baron va trebui să cheltuiască mai mult pentru că va trebui de acum înainte ca produsul respectiv să-l eticheteze corect. Și să spună că, de fapt, produsul nu are nicio, cum să spun, are niciun principiu activ. E leacul acela care are diluție 200 CH, trebuie nu știu câte miliarde de miliarde de universuri, atomi de nu știu câte miliarde de universuri, ca să găsești cumva un singur atom din substanța activă folosită de preparatul cu pricină. Și acum trecem la un alt subiect. Știți și dumneavoastră, în curând se va închide un post de televiziune. Zero Televiziune se închide. Zero Televiziune era pentru mine un deliciu, din când în când. Pentru că acolo pseudomedicina era popularizată la un nivel, cum să spun, extrem. Dar extrem de uh, agresiv. Era un acolo care chiar iar am văzut, înainte de a veni la aceasta, înainte de a începe să pregătesc emisiunea, l-am văzut. Făcea omul reclamă la un produs nemaipomenit. E vorba despre așa numitul zeolit. Iată cum arată un zeolit. Acesta este faimoasa <coughs> piatră care o să vedeți dumneavoastră ce știe să fac. Zeolitii au o caracteristică interesantă. În structura cristalului există niște pori. Din aceștia foarte Fin. Vedeți dumneavoastră în imaginea de jos mai bine cum arată structura sa cristalină, și într-adevăr are aplicații, aceste cristale au aplicații deosebite. Dar să nu anticipăm. Pe pagina Domnului cu pricina, care o să-l vedeți în imaginile următoare, ni se spune despre zeolit. Ce este zeolitul? Este un mineral natural folosit ca aleacă în medicina populară rusească și asiatică e reactualizat ca armă strategică în lupta cu bolile negre ale milenului 3. Zeolitul este un mineral format cu milioane de ani în urmă din interacțiunea dintre lava fierbinte emisă de către vulcani, mă rog, nu știu dacă e corect, emisă de către vulcani, și apa de mare. În lume sunt cunoscute zeci de tipuri de zeoliți cu structuri și compoziții chimice diferite, dar în terapie s-a folosit până acum unul singur numit clinop, clinoptilolit. Numele de zeolit a fost dat de către mineralogul suedez Axel Frederick Kronstedt și vine din greaca veche unde Z înseamnă a fierbe, iar litos înseamnă piatră. Corect, corect. Deci zeolitul ar însemna în traducere etimologică piatra care fierbe, aluzie la formarea acesteia prin spectaculoase interacțiune dintre lava încinsă și apa mării. Folosirea zeolitului în terapie este o tradiție cu vechime de câteva mii de ani, acest mineral fiind un remediu important în medicina ayurvedică, medicina tradițională chineză și medicina e, populară rusească. Ayurveda este medicina indiană. Bun, haideți să-l vedem pe personaj vorbindu-ne la televizor, la faimosul post de televiziune Zero TV. O să vorbim despre o piatră care a fost cunoscută de foarte mult timp, cel puțin în aia văda să de vă mai bine de 3000 de ani, dar care la noi a fost folosită prima dată de către ruși. Ei au făcut studii foarte ample și au văzut efectiv cum această piatră, atunci când intră în organism, absoarbe ca un burete metalele grele, rezidurile, o anumită toxicitate. Radiațiile în exces, și ei s-au axat foarte mult, în special pentru metale grele și radiații. Când a fost evenimentul de la Cernobâl, au fost forțați, ca să spun așa, să scoată pe piața aceste studii, să scoată pe piața această piatră care nu era cunoscută la acea vreme. De ce? Pentru că ea. În momentul în care ajungea în organism, absorbea excesul de radiații. Și în urma evenimentului la Cernobâl, știm cu toții că au fost radiații foarte mari, au fost împinși de la spate și au spus, domnule, aveți studiile, știți ce face, scoateți-o pe piață pentru că oamenii au nevoie de ea. Au fost pacienți cu probleme la nivelul ficatului. Aveau noduri, formațiuni la nivelul ficatului și pur și simplu de mult timp făceau tratament, tot felul de tratamente, pe la tot felul de medici, pentru a încerca să refacă structura ficatului. În urma tratamentului cu această piatră, pur și simplu ecografic se vedea cum acei noduli se reduceau în dimensiune, iar ficatul care inițial era, avea o anumită dimensiune, care era mic, începea să se regenereze, să se refacă și să-și reia Funcția firească și simptomele se reduceau treptat, treptat. Dacă inițial pacientul avea o burtă cu 10 litri de lichid acumulat, mâinile și picioarele slabe, să dea în pat, era hrănit cu lingurița, mergea la baie ajutat de cineva, nu putea să se deplaseze singur, respira foarte greu, avea o stare de nervozitate cumplită, nu se înțelegea nimeni cu el. În urma tratamentului cu această piatră, Pur și simplu acele simptome se reduceau. Lichidul din burtă se reducea treptat, treptat. Omul putea să se deplaseze, să meargă singur la baie. Începu să-și reia tranzitul intestinal normal, fiziologic, să ducea să mănânce singur în bucătărie. Lichidul scăzând, nu mai făcea compresie pe organele respective, nu mai compresa pe plămâni, putea să respire, să doarmă și el firesc, pur și simplu și relua viața normală. Da. Acum va trebui să ne luăm adio de la postul acesta de televiziune. Cu zoliți ăștia, pe pagina în care se face reclamă la produsul respectiv, aflăm că privind și tratează următoarele afecțiuni. Cancer de prostată, cancer de piele, cancer bucal, nu le citesc pe toate. Știți care e problema? Cum să combați asemenea afirmații? Aveți idee cum? E foarte greu, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu există studii legate de utilizarea zeoliților în scopuri medicale. Se folosesc în scopuri medicale pentru filtrarea oxigenului care se administrează în anumite situații. Pentru, în anumite formule, e folosit ca hemostatic, să oprească hemoragiile. Dar pilule, pastile de acest tip, nu. Nu există în literatura medicală nicio referire. Mint. Există uh, trei studii făcute pe șobolani de o grupă de cercetători din Croația, dacă nu mă înșel. Dar studii care nu au mai fost repetate de nimeni. De fapt, nu există niciun studiu științific prin care să se demonstreze că acești zeoliți ar avea efecte benefice. Deci tratează boala canceroasă. Absorbe radiațiile. Cum să absorbe radiațiile? De fapt, zeoliții sunt folosiți într-adevăr pentru filtrarea apei care a fost uh, infectată cu izotopi radioactivi. Chiar în cazul centralei de la -și, Fukushima uh, s-a încercat această soluție care se pare că este una eficientă. Zeoliții sunt studiați în această direcție, dar uh, pentru aplicații medicale de acest tip în niciun caz. Dar, vedeți dumneavoastră, asta a fost cumva așa de adio în legătură cu postul 0TV. Mie personal o să-mi lipsească după amiezele în care mă uitam la emisiunile de pseudomedicină. Uneori vă mărturisesc, erau extrem de amuzante. Știu, ele făceau pe unii dintre concetățirii noștri să plătească un impozit pe prostie. Dar să nu uităm, și dumneavoastră și eu trebuie să facem ca dintre români cât mai puțini să fie cei care plătesc impozitul acesta pe prostie. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Român.